folosește promocodul EASYFOXY pentru cele mai bune prețuri doar pe eneba.com. Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Astăzi o să ne decorăm casa de vulpiță aici împreună cu vulpița mea, Alba. Facem treabă ca lumea și o să vedeți că o să iese super tare decorul casei. O să fie cea mai tare casă de pe serie, bineînțeles. Vulpițele sunt șefele pe serie. Așa, și nu uitați să rupeți butonul de like pentru a vedea cât mai multe lucruri pe această lume. Să vedeți că o să construim tot felul de lucruri interesante, deci like, share, subscribe. Foxy.insta este Instagramul meu și în fiecare zi, de luni până vineri, fac live pe primul link din descriere. Intrați acolo și dați-mi follow. Bun, hai să începem nebunia lui Foxy, cum îmi place mie să zic. Și... pam, 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 unde e dispărut Alma? Alma, te-ai băgat aici? Mamă, ce mi-ai dat? Portocaliu? Oh, dar iară n-am nimic pe aici, iar am full în... ce să mai arunc? Ce să mai arunc, bă? Carnea. Bă, eu mai târziu. Așa. Hai să facem pe jos. Ok. Hai că mergem și facem. Perfect. A, dar stai că întâi trebuie să săpăm. Adevărat grăiești. Așa facem frumos, ne facem cea mai faină casă, cel mai fain interior, cea mai faină piscină. Tu sparge, eu pun. Ok. Cea mai faină cel mai fain teritoriu. Da. Cele mai tari, cum ar veni. Mamă, da, e mișto casa noastră. Foarte mișto. O să ies puțin. Mamă, că am dat de apă. Mamă, avem un lac sub casă. Vai de mine. Na, îmi dai material? Da, da, da. Acum, stai. Ah, stai că nu pot să... stai să ți-l arunc. Poftim. Ți l-am pus aici, lângă tine. Uite, uite, uite. Uite-l în spate. Nu știu dacă l-au văzut. Ok, ok, ok. Ce-mi place mie să distrug pe aici pământul. Mamă, chiar avem un loc sub casă. Nu știu de ce ne-a mai chinuit noi să facem piscină. Când aveam Dita mai lacul, ne făceam piscină direct în casă. Coborai, coborai din casă direct în apă. Șmecher, nu? Șmecher, șmecher. Deci va trebui să pun pământ, dar o să pun imediat. Hai să vedem. Așa, și pune și pământ. Perfect. Că ne inundă lacul ăsta de sub casă. Așa. Tu ești în plus aici. Așa. Și să continuăm să spargem. Așa, iar am dat de lac. Opa, stai. Scuze. Aoleu. Mi-am luat locoțica înapoi. Așa, așa și așa. Ce interesant e modelul. Foarte interesant. Practic avem două modele. Așa, eu zic că aveam și lemn sub casă. Tot felul de surprize sub casa noastră. A, nu, tu le-ai pus.
Interesant. Aici? Ce ai făcut aici, Alma? Mamă, dar de ce vrei să umpli casa de apă? Ah, nu vrei, am înțeles. Am crezut că vrea să umple casa de apă. Ah, n-aș umple aici. Acum, da. Nu, bun. Mai e material sau? Vin imediat să mai fac material. Ok. Hai că eu între timp mă duc să le mai arăt casa din afară cum arată. Așa arată casa. Ia uitați ce mișto este casa mie și a lui Alma. E mișto rău. Poate te prind că zice altceva. Chiar e faină. Te bat. Îi bat cu săbiuța asta dacă zice altceva. Fă zi, please! Da, e zi. Vouă nu vi se pare? Facem, dar mie mi se pare că e zi. Iar am scris time set de. Dar este zi afară. Aș putea să zic. Unde e Selma? Hai că vin și eu. Hai să vedem de unde face Alma rost. Un pește! Am unghiță să-l pescuiesc. Am văzut un pește. Hai să văd dacă am unghiță. Ah, chiar am. Ce să mai arunc eu? Pământul. Și am undice. Mă duc la pescuit până vine Alma. Hai să vedem, trag peștii ăștia sau îi prind cu găleata dacă nu. Fiș. Ceva? Nimic. Hai pește! Haide, haide! Nu trage niciun pește! Nu-i bună mămia la, cred că. Trage și un pește, nimeni, nimic. O să mă duc să-l prind cu găliata atunci. Nu-mi place peștișor! Foxy, n-are treabă. Ia pescuiește. Stai, stai, că vin imediat. Stai o secundă. Am prins un pește! Yay! Stai că ți-aduc un pește. Mau. Chestia asta mică mă mănâncă dacă mă duc să o prind. Mică mă omoară. Mamă, ia uitați. Ia, ce multe sunt aici. Am fugit. Am fugit. Stai că vin acum. Stai că vine acum. Poți să pun peștele astea la noi în puț? Te rog. Hai să vedem, mă duc să pun peștele în puț. Du-te și fă temele. Aoleu, mă pune la teme. Nu vreau teme. Am pus pește. A, ok. Am pus și eu pește aici, nu? Nu, bun, hai că vin aici să văd ce ai mai făcut. Lasă-l acolo. Yay! Mi-am pus un pește, să am ce mânca mai târziu. Oh, ce mișto arată! Bravo, Alma! Foarte mișto! Ui, ce mișto! Îmi place, îmi place, îmi place! Și? Am ajuns și la etaj sau? Ai pus și la etaj așa? Oh, aici este. Fain. Vrei să fie jos sau sus? Păi stai să mă uit încă o dată să-mi aleg eu camera mea. Cred că jos. Jos vreau să fie.
Jos. Aici jos, la intrare. Deci, ce vrei să-mi faci în camera mea? Hai să vedem. Stai să scriu. Aici, jos. Camera mea. A mea. A mea. Camera mea. A mea. Asta este camera mea. Camera mea. Cea mai tare, da. E camera mea. Ah, uite-o și pe Alma. Deci, îmi faci și mie camera sau? Sau mă las să dorm așa? Mă duc să-mi iau patul, da? Ah, ok. O decorez. Bine, bine, bine. Dar ăla e patul. Ce-ai făcut cu patul meu? Ah, e perfect. Deci, cum ai zis? Tu ce decorezi pe a ta, eu pe a mea. Da. Da, e ok. Mamă, ce a spus acolo? Da, e ok. Așa. Bun. Noi să vedem dacă am cu ce să o decorez. Mă duc să văd acolo ce materiale avem. Ce pot să fac prin casă. Da, se pare că avem materiale. Pentru piscina aici. Uși avem. Da, ce să pun eu? O scară să pun în casă? Barcă! Niște cartofi aș putea să pun în casă. Glumesc, nu pun cartofi în casă. Opa! Dar stai că mai am și eu materiale. O să le folosesc peste între timp eventual și mai vin să iau de aici. Scurioasă ce-și face Alma acolo în camera ei. Dar hai că îmi fac eu prima dată aici. Ce să pun eu prin casă? Să-mi pun lemn. Să-mi pun albastru să fie contrast. Aș putea. Da. Cred că să-mi pun albastru. Da, e bun. Am vrut să-l pun, nu să-l arunc. Vreau să fac un dulap albastru aici undeva. Unde să-mi fac eu dulapul albastru? Aici am făcut un dulap albastru. 13 bucăți. Îmi ia și unge. Fac un dressing aici. Hai să vă mai am butoane. Nu mai am, că le-am aruncat. Ce-am făcut? Din asta vreau. Ce s-a întâmplat aici? Mamă mia, de unde e inundația asta? Doamne, ce-am făcut, bă, ce-am făcut, acum m-am prins ce-am făcut. El, ia uite ce-am făcut pe aici. Nu, tot nu a dispărut. Doamne. Cum am reușit să fac chestia asta? Nu mi-ajunge. Punem pământ, da? Oare de la gheață s-a format chestia asta? Deci o să-mi-l fac din lemn. Ce să și fac? Așa, unde mi-e lemnul? Ce-am făcut cu lemnul, mă? Da, uite-l aici. Mersi pentru butoane, le iau imediat. Așa. Fac așa un dulap din lemn atunci. 6 bucăți și aveam, ca să vezi. Fix la țanc. Așa, fac un dulap din ăsta rustic. De lemn. Butoanele.
Iar trebuie să arunc ceva pe aici. Butoane din astea tot de lemn. Așa. Ce? Doar un buton era? Ei, mi-ai dat doar un buton. Îmi trebuiesc mai multe. Ce să fac doar cu un buton? Ce să fac cu unul? Îmi trebuiau mai multe. Mă duc să îi dau înapoi. Mersi, dar îmi trebuiau mai multe butoane. Poftim. N-ai ce să fac doar cu unul. Mamă, ce tablou ți-ai pus! Uau, ce frumos își face! Ce frumos își face! Până acum un dulap fără butoane. Hai că-l sparg și fac altceva. Dau cu lopata în el. Cu toporul ar fi mers mai bine. Dar ce-i făcut? A, uite. Așa. Vreau să-mi pun și eu tablouri. Mă duc să caut tablouri, să văd dacă avem acolo tablouri. Ok, iar e noapte. Așa. Ia să vedem dacă avem aici tablouri. Văzut tablouri. De unde și-o luat ea tablouri? Tablouri. Văd. Nu văd tablouri. Ți-am dat 6 butoane, atunci ce-i făcut cu ele, că numai unul mai avea. Dă-mi și mie un tablou. Dai și mie un tablou? Da, vreau și eu tablou, că mi-am aruncat toporul. Hai că trebuie să-mi fac dulapul ca să le pun. Așa. Cred că am făcut un dulap negru. Opa, bă, nu ne mai arunca. Să arunc pământul și... A, dar nu. O singură bucată. Ce sărăcie sunt. Îmi fac un ugriat. Tablou. Acum am văzut că am primit tablou. Așa. Unde să mi-l pun? Sunt aici la... Aici pe undeva. Ce tablou am? Așa. Iar pământul ăsta. Ah, Foxy. 2 iron. N-am. Sărăcie. Așa, eram aici la butoane. Așa. Bă, pământul ăsta îl tot iau. Vreau să... O să arunc din coace. Și mă duc să iau butoanele. Așa. Mă pun. Să-mi fac și eu un dulap de ăsta albastru acum. Din acestea și albastru. 4 bucăți. Ah, mai am. Să stup chestia asta aici. Și acum vreau să pun butoanele. Am 6, perfect. Hai să vedem butoanele. Așa, mă, ce mișto arată. Ia uitați.
Frumos, nu? Astea să le spart de aici. Asta așa. Arată mișto. Am și un tablou. Vreau să-mi fac covor. Am doar din ăsta galben. Hai să vedem dacă acolo la materiale mai avem și altfel de covor. Hai să vedem. Aruncăm pământul că nu ne trebuie. Așa, și locolim să nu-l mai luăm. N-avem. Încoace? N-avem. Dar aș putea să iau din asta gri, așa? Să mai fac o chestie prin casă. Hei, mă sună cu Dini. Da? Da, vin acum. Stați o secundă. Be right back. L-am încuiat pe Houdini afară. No, bun. Așa, să ne întoarcem la treburile noastre. Așa, ce făceam înainte să mă întrerup cu Houdini? Vreau să pun o chestie aici. Ce? Nu stă așa, nu stă așa, am vrut să-mi fac o coloană, dar nu stă așa, aparent. Ca o regină? I-am pus patul acolo ca o regină. Da, nu merge să spun așa. Avem și ceva covor, spun de asta așa galben. A, dar am o singură bucată, pe bune. Spun doar aici atunci. Dar aici, în fața patului. Așa. E să vedem ce mai avem pe aici. Gri, gri, gri. Ah, e un cuarț alb. Și putea să fac o chestie cu cuarțul ăsta alb. Aș putea să distrug. Stai să mă gândesc. Și să-mi fac așa o podea la intrare albă. Aș putea. Dar de fapt nu e nevoie. Stai să te fie. Ba da, e nevoie. Alarmă falsă. Hei, Basti! O intrat și Basti aici alături de noi. Nu merge așa spart. E greu așa. Spargem așa. Ura, ura, ura. Bă, dar greu să mai sparge și ăsta. Ce mai pot eu să-l sparg? Dacă nu. Ce faci, Basti? Ce faci aici la mine acasă? Ce faci aici la mine acasă? Ia zi. Ce faci aici, bă? Te dau afară. Afară cu tine! Mă ajut să fac și un covor de sal? Ai material? Dacă nu, las că mă descurc singură. Ce să sparg de ăsta mai repede, bă? Durează o veșnicie. Uite, aș putea cu ăsta. Și pun ăsta aici. Deși să-mi stric ăsta.
Mai bine le sparg cu mâna, cred că. Mi-ai dat ceva? Da, mersi, mersi. Alo, speri, Foxy. E, crezi că n-am auzit? M-au auzit! Am auzit că s-a mai deschis astăzi pe parcursul live-ului. Ce anume? Mașina, doamne. Ușa. Așa. Și am crezut că ai venit tu, știi? Da, serios? Și când acolo se deschise fantomele. Era doar vântul. Nu, fantomele. Fantomele, am înțeles. Cu tine, eu filmam un episod de 5 ore aici, cred că îl filmez. Da? Încă mai filmezi episod? Da. Mamă, păi și ce vrei să faci? Vreau să-mi pun și eu covor. Covor? Mi-e pune-ți covorul de la el. Da, mi-e dat doar o bucată, acum m-am prins. Păi pune-l în mijlocul și gata. Ți-ai făcut covor după aia? Ce să fac o bucată, Basti? Păi și ce în mijloc, uite, pune acolo în mijloc, așa, bravo. Pune acolo. Gata, Foxy, ți-ai făcut covor. Da, mi-a mai pus unul. Dar eu vreau să fac așa mult pe toată suprafața. Aoleleu, păi zi la Basti să-ți dea covorașe multe. Dă-mi și mie covor, ce să fac o bucată? Hai să vedem, Alma își decorează camera ei și eu pe a mea. Cine, Alma? Mama mia, ce și-a pus frunze în casă. Și-o vreau frunze. Și tu vrei frunze în casă? Nu! Am și eu! Uite și tu, da. Am și eu, mă duc să pun frunze în casă. Nu te puneți frunze în casă, Foxy. Eu pun frunze în casă. Cel mai mișto moment din viața mea. Eu mă retrag puțin de el. Du-te tare! Uite că stă și așa. Fantomele! Stă și așa suspendat. Ia uite. Ce dorești? Cu mine vorbești? Cu mine vorbește. Salut. Ce să zic? Nu înțeleg. Ce să zic? Ce faci, zi? Păi decorez. Opa. Ce-mi strici casa? Decorez. Stai. Decorez. Decoram și eu. Ce faci, zi? Nu fac. Mă ceartă, Alma. Ce fac și eu mai multă natură în casă. Încercam să fac și eu mai multă natură în casă. Gata. Ce să mai decorez pe aici? Am o chestie neagră. Aș putea să o folosesc. Să o arunc momentan. La ce să folosesc eu bucățica asta neagră? Nu! No! Ce faceți voi aici la mine acasă? Mi-a mai adus covor! Dă-mi covor! Îmi dai covor, ce? Mamă, duci pe bucăți de covor! Super! Super! Mă încurc asta aici. Cred că mă arată bine așa? Da, cam așa să fie. Mi-a mai rămas o bucată de covor, ce să mai fac și cu asta? Mai vrei? O să mai mi-aduci, Basti, da.
Pune aici la intrare. Aici, de fapt, stai că nu merge. Mamă, ce plouă afară. Am vrut să pun preș la intrare, Basti. Mai adu-mi un preș, te rog. Adu-mi un preș să mai pun. Așa. Ce să mai facem noi prin casă? Ia să folosim multa. Se pune aici în spate. Ah, dar nu merge. Nu merge că patul meu e prea aici. Așa, și o să-l pun acum. Ah, dar nu. Nu-i bine așa. Ah, nu se pune cum trebuie. Nu se pune cum trebuie. Atunci ar pune patul la loc. Așa, punem patul la loc. Perfect. Mi-ai mai adus, Basti? Nu? Nimic? Nimic, nimic? Eu pentru ce te plătesc? A, uite, un scobor albastru! Albastru, doamne, portocaliu! Ce frumos! Ce frumos! Ce să mai fac eu în casă? Ce culoare vrei? Păi tot așa albastru. Tot așa ca aici. Ca să-mi continui coborul. Hai să pun și eu niște scaune. Pun aici, fac un colțar. Fac un colțar aici. Stia prietenii mei aici. Opa. Te-ai pus în plus aici. Așa. Și ăsta nu s-o pus bine. Așa. Facem așa colțar. Aici aș putea să fac încă o canapia la intrare. Iată. Este, arată bine așa? Arată bine așa. Și aici un fotoliu, arată bine. Na, nu-l mai pun și pe ăsta, că deja mi se pare cam mult. Cam mult, așa, puțin. Sau mai, aș mai putea să pun aici o, să fie în același rând, încă o canapia. Ah, dar nu mai am. Nu mai am, atunci nu mai pun. Cine mai are albastru? No, lăsăm așa, hai să vedem cum se vede când intri. Vezi așa, mama mia. Așa, așa, așa. Aș putea să pun și o masă aici, dar trebuie să distrug întâi aici. Să pun o masă. Din ce să pun eu masă? Acum, întrebare. Aș putea să fac din lemn o masă? Opa. Facem din lemn. Facem așa un... Oh, dar e prea mare, dacă e să pun așa. Trebuie să stric puțin. E prea mare ca și masă. Foxy, vrei să faci covorul cu model? Da, sigur. Hai să vedem ce îmi mai aduce aici. Ia. Calmeu și Houdini. Dăm. Dăm model. Îmi dai ce? Păi, aruncă-mi. Aruncă-mi. Eu zic, dăm covorul. Dă-mi covorul. Îmi dai ce?
păi vrei să ți-l dau eu? Am înțeles. Poftim. Uite acolo unde sunt canapelele și colțarul. Ui, tu ai fugit cu covorul meu! Vino înapoi! Vino înapoi! Eu furat covorul. Mamă, de ce plouă afară? Hai să vedem ce mai face Alma aici sus. Mamă, ce covor minunat! Eu la tine m-am mutat, Alma. Eu aici vreau. E ce frumos e la tine. Alma, eu vreau aici să stau la tine. Te rog. N-a las că o pun eu pe Alma să dormă jos. Ah, dar nu pot, de fapt. Am vrut să-i fur patul. Am vrut să-ți fur patul. Îmi place camera ta foarte mult. E foarte tare. Oh, aleu, chirie, 64 de diamante pe zi, lasă așa. Las că vin eu așa în vizită, fără să zic. Mișto, mișto, îmi place. Deci, ce fain tablou. Îmi place tablou. Îmi fac și o poză aici. Ce tablou frumos. Fain de casă e, îmi place partea ei de casă. Hai să vedem să văd cum mai arată a mea. Mi-a momentan din sărăcie, că mai îmi trebuie covor. Tablouul ăsta e cam urât. Ia să văd dacă o să primesc altul, dacă îl pun acum. Nu pot să zic că îmi place mie aparat tablou. Oh, dar nu mă pot să-l primesc. E urât. Vreau alt tablou. Nu pun tablou aici. Mamă mia. Nu-mi place nici așa cum arată. Aici. Nu cu Minecraft. E drăguț, dar nu se potrivește. Cum să mai pun eu un tablou atunci? Atunci putea să pun, să acopăr chestia asta aici. Aaa, ce fain arată așa, da, așa da, așa da. What? Ce-ai făcut aici, Aida? Găliata plină, mă duc să arunc apa. Dar de fapt stai că pot să pun pământ. Ah, nu știu ce s-a întâmplat între timp. M-a inundat Aida, Aida, doamne, Alma. O pomenesc pe Aida. M-a inundat Alma. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? What? Ți-ai făcut piscină în casă? Eu fac jacuzzi, mă, păi clar, îți fur camera. Uite ce mișto. Dar las că-mi fac și eu piscină în casă. Stai că mă duc acum să fac piscină în casă și eu. Mamă, ce frumos covorul! Jacuzzi, în fine. Îmi fac și eu jacuzzi. Frumos! E frumos, e frumos. Îmi place, îmi place, îmi place. Asta e că mai aveam eu ceva negru aici. Aș putea să folosesc să pun o noptieră aici, că o să arate super drăguț. Mai am un buton din ăla oare? Să știți că da. Pune și butonul. Frumos. Aici ce s-a întâmplat? Hei, covorul meu a dispărut. Acum mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Îl pune la loc. Așa. Și pune și covorul. Alma, vezi că plouă în cameră. Am văzut, am văzut. Tu ce-ai făcut de-n plouă? Pune aici o torță lângă pat să mă vegheze. Ce covoram? Nu să fur ceva de pe la Alma. M-au auzit? De la jacuzzi. Mamă. Mai trebuie o torță din asta. M-au văzut? Stai să văd să mai pun o torță. Mă lasă gratis, nu? No. E bun atunci.
Nu mă mai fac o tură la jacuzzi. Ia uite-ne în jacuzzi, bă! Ce tare! Isprii! Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. O să mai continuăm pe episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să rupeți butonul de subscribe. Ia uite ce fac eu aici. De like, share. Vă pup, să aveți o zi minunată ca și voi. Pa, pa!